Seară fierbinte în Belarus, după ce doi reprezentanți ai opoziției au fost eliminați din cursa prezidențială, Victor Babarico și Valeri Țăpcalo. Cei doi erau cotați cu cele mai mari șanse de a lupta cu actualul președinte Alexandru Lukashenko, aflat la putere de mai bine de 26 de ani. Potrivit presei din Belarus, manifestațiile nu au fost organizate de vreo forță politică, protestatarii ieșind spontan la acțiuni de protest pe străzile principalelor orașe ale Belarusului. În același timp, autoritățile au desfășurat contingente importante de milițieni și membri ai trupelor speciale. În urma ciocnirilor, peste 200 de persoane au fost reținute, dintre care mulți jurnaliști, blogeri și minori. Protestele masive din Belarus au început imediat după ce Comisia Electorală a anulat o bună parte din semnăturile de susținere a candidatului de opoziție, Valeri Țăpcalo, dar a găsit și mai multe neconformități în declarațiile lui Victor Babarico, acuzat acum pentru spălare de bani. În același timp, Lukashenko a fost înregistrat fără niciun fel de probleme.